Bună ziua tuturor și bine v-am găsit! Numele meu este Andreea Chebac, iar alături de mine se află unul dintre lectorii Fundației Calea Victoriei, Raluca Mocan. Raluca, bine te-am găsit! Bine v-am găsit și eu pe voi. Raluca este artist urban cu un master în arhitectură, iar la Fundația Calea Victoriei ne așteaptă cu două cursuri chiar, nu doar unul. Cel mai apropiat este cursul de care se numește Marca Podopere ale Arhitecturii și care va avea loc în perioada 20-24 iulie, iar apoi în august ne dă din nou întâlnire la cursul de introducere în design interior. Trebuie să spunem că ambele cursuri au loc online în această perioadă. Raluca, o să începem discuția pornind de la design, pentru că designul este o temă foarte la mod acum, foarte mulți oameni cumva s-au întors spre preocuparea asta a designului, dar vreau să te întreb pe tine, ca persoană care se ocupă de asta în mod profesional și care a și studiat lucrul acesta, ce reguli crezi tu că n-ar trebui încălcate absolut niciodată în design, oricât de creativi am vrea noi să fim? Ei, aici ai atins o problemă așa un pic mai delicată. De ce? Eu consider că regulile sunt bune, dar nu sunt absolute. Întotdeauna există și excepții. Asta nu înseamnă că spun, nu vreau să fiu înțeleasă că spun că regulile sunt făcute ca să fie încălcate. Dar asta înseamnă că atunci când gândești un spațiu, amenajarea unui spațiu, trebuie să iei acel spațiu în ansamblul lui, în contextul lui particular în care se află și din el, de fapt, din acest context, îți extragi un set de informații. Aceste informații, de fapt, le vei corela cu regulile care există și în funcție de setul particular de informații aflat la dispoziție, unele reguli se vor suprapune 100%, unele vor fi cumva date la o parte. De aceea, nu întotdeauna folosești fix același set de reguli. Ar fi totuși, să zic, asta a fost ce mi-a venit acum în minte, o regulă legată de circulație, de logica mișcării confortabile a omului într-un spațiu interior. De ce mă gândesc la asta că este prioritară? Pentru că, în definitiv, o casă, un spațiu interior obișnuit, îl are ca beneficiar principal pe om. Și atunci contează el, contează ergonomia lui să fie pusă pe prim plan pentru a se putea deplasa confortabil în casă, pentru a se putea relaxa, pentru a te putea simți bine în timp. Ce se întâmplă dacă o casă, un spațiu nu este bine gândită din punctul ăsta de vedere? Nu o să simți instant, vei simți, cum să zic, un fel de iritare crescând în timp și cred că pentru a putea da un exemplu pe care îl experimentează mulți dintre noi, o casă este un sistem gândit la scara omului unic, o familie, deci o unitate de câteva persoane. Un oraș este un sistem gândit pentru o comunitate întreagă de oameni. Ce se întâmplă când un oraș nu este bine gândit pentru om, pentru circulația omului? Și aici ne gândim la București, nu? În București, circul ca omul pe stradă. Nu e gândit tot spațiul pentru oameni, ci în ultimii ani mai degrabă a fost prioritizat pentru automobile. Și atunci, ce vedem în ultimii ani? Trotuare micșorate, uneori absente, trotuare blocate de mașini, de stâlpi, care îți dau o senzație de disconfort, de iritare, similară cu un apartament care nu este gândit pentru confortul uman, ci se face un sacrificiu pentru, nu știu, o altă direcție estetică sau funcțională, nu știu. Chiar văzuse în zilele trecute o analiză făcută de un urbanist undeva nordic, nu mai țin exact cum îl cheamă, pe Piața Victoriei. Dăduse cineva o poză aeriană cu Piața Victoriei și omul săracul pur și simplu a rămas blocat. A spus că este un spațiu în care omul literalmente nu există. Piața fiind gândită ca un spațiu public pentru oameni. Și de fapt, a spus, dacă te uiți la Piața Victoriei de sus, este o mare parcare intersectată de câteva străzi de circulație pentru automobile. Deci unde sunt oamenii în toată discuția asta? Și asta, de fapt, te face să nu te simți atât de bine când te plimbi prin oraș. Nu vezi clădirile, nu vezi lucrurile forte ale orașului. Și cred că chestia asta poți să o aplici și la o casă.
nu simți elementele bune ale casei, simți doar faptul că parcă tu nu ești potrivit în spațiul respectiv pentru că nu e gândit pentru a te simți confortabil. Și asta cred că e principală. Că în rest sunt lucruri de gust, lucruri care pot fi foarte, foarte particulare, dar dimensiunile omului se schimbă mai greu. Pentru că am menționat de la început că o să susții chiar acum în curând un curs despre clădiri celebre, despre realizări arhitecturale celebre, o să te rog să ne spui un oraș care ți se pare gândit bine, gândit pentru oameni, așa cum ai spus tu. Bine, aici o să fiu și un pic subiectivă. Mie mi-a plăcut foarte mult personal și orice zonă, că într-un oraș poți să te simți bine în partea veche, în partea istorică, poți să te simți bine din potrivă, într-o zonă nou construită, dar un oraș în care m-am simțit bine, indiferent de zona în care am fost, a fost Barcelona. A fost, cred că, și primul oraș în care am dat de noțiunea de a pune omul pe stradă în primul plan, Rambla, în care, practic, omul circulă pe mijlocul străzii și mașinile cumva sunt așa date pe planul 2 în lateral, ceea ce este extraordinar pentru că poți să te uiți în liniște la clădiri, să admiri arhitectura, să te plimbi relaxat fără să te gândești, aulea, și ai vrut să fiu pe stânga sau pe dreapta străzii. Și cred că este un oraș în care ai foarte multă diversitate, pentru că și oamenii sunt diversi, și atunci, în funcție de preferințele tale, poți să găsești ceva potrivit gusturilor tale. Și toate lucrurile astea sunt cumva gândite, sunt analizate în așa fel încât să coexiste armonios unul cu celălalt. Deci nu vezi conflict între nou și vechi. Mi se pare că sunt foarte bine lucrate diferențele astea. Și atunci îți place ceva din perioadă, dintr-o perioadă mai veche, te duci într-o perioadă veche, iubești evul mediu, te duci, au o zonă, uite, am uitat numele pieței, în care vreau să renoveze piața și umblând la fundațiile ei au descoperit ruinele orașului medieval, care erau atât de bine păstrate încât au transformat spațiul respectiv într-o zonă de vizitare. Extraordinar, pentru că vezi cât de mare era casa în care locuia omul în evul mediu, ca cum era dimensiunea puțului, cum erau străzile, adică sunt lucruri foarte interesante pe care greu le mai vezi astăzi pentru că sunt influențe, schimbări petrecute de-a lungul anilor, adică nu le ai așa conservate integral. Așa că da, Barcelona. Ai vorbit despre anumite trenduri în design, care uneori ne determină să sacrificăm poate confortul, pe urmă trendul trece, rămânem cu disconfortul. Vreau să te întreb care sunt trendurile de acum din design și dacă ție îți plac sau dacă tu crezi că le-ai aplicat, de exemplu, tu le-ai aplicat? Asta e un moment așa un pic mai delicat. De ce? Acum, din punct de vedere al trendurilor, poți să te duci în direcția tehnologică și în direcția estetică. În direcția estetică, trendurile sunt aproape sezoniere. Vin, pleacă, e ca la modă. Deci lucrurile se mișcă mult mai dinamic. Când vine vorba despre trendul tehnologic, trendul cumva este de o durată mai lungă. De ce? Apare un material nou, efectiv ceva nou, dar din punct de vedere tehnic, nu neapărat o formă specială sau anumite combinații de culori pe piață, și omul spune, wow, este cea mai nouă chestie în domeniul respectiv, trebuie și eu să am așa ceva în casă. Din păcate, la materialele noi, adesea dezavantajele le afli pe parcurs. Și durează câțiva ani buni uneori, câțiva zeci de ani până când îți dai seama că, de fapt, materialul nu este extraordinar. Uite, un exemplu istoric este asbestul. Folosirea asbestului care era populară într-o perioadă și după aceea a fost o campanie întreagă de a scoate asbestul din clădiri pentru că era cancerigen. Ce am observat, să zic așa, în perioada noastră a fost și durează trendul, încă rămâne pentru că
e ok din punct de vedere tehnologic, dar s-au diminuat dezavantajele, ferestrele termopan. Toată lumea vrea ferestre termopan. Problema a fost că la noi, la început, veneau ferestre termopan de o calitate inferioară, ceea ce nu te ajuta la confortul termic și cauza foarte multe probleme de izolație, pentru că, de fapt, izolând perfect fereastra, spuneai casa într-o pungă. Și ce se întâmplă? Prea e grasie. Și treptat au început să apară ferestrele termopan cu microventilație, ca să scap de partea asta. Deci, cumva, lucrurile s-au adaptat, dar întotdeauna va fi alergătura aceasta după ce este mai nou. Și după aceea, dezavantajele apar în timp, de-aia eu nu prea sunt fanul elementelor extraordinar de noi, pentru că aș prefera să testeze alții înainte dezavantajele și după aia, ok, vedem cum se comportă, care ar putea fi lucrurile negative care nu au fost luate în considerare în momentul inițial cum s-au gândit și apoi punem materialul acela pe locul lui potrivit în pleiada de materiale posibile. Ei, în partea estetică, lucrurile sunt și mai variate și rapide pentru că e vorba de diversitatea umană. Acum poți să mergi pe varietate cromatică și este trendul dat de Pantone, de Institutul Pantone, care în fiecare an dă câteva culori dominante. Una e dominantă, dar se mai aleg câteva care cumva să o complimenteze pe aceasta principală. Și aici cred că poți să acomodezi orice culoare care este la modă, folosind anumite culori care îți plac, presupunând că acea culoare nu îți place absolut deloc. În schimb, când vine vorba de forme, aici e un pic mai complicat. De pildă, în perioada asta, de fapt, de anul trecut în afară, și acum a venit și la noi așa destul de puternic, sunt influențe clasiciste, neoclasiciste, destul de puternice. Ce înseamnă asta? Că există la modă să ai, nu știu, un bust, o imitație de bust antic în casă, sau niște elemente care să imite elementele clasice, colonade aplicate, lucruri de genul ăsta care... personal, pentru mine nu prea funcționează. Acum, cum să zic, trebuie să diferențiezi în domeniul ăsta ce este personal față de ceea ce e profesional, pentru că nu înseamnă că partea asta clasicistă nu are niște elemente estetice frumoase, interesante. Pur și simplu, eu nu mă regăsesc atât de mult în ele, dar dacă ar fi silită de un context să lucrez cu ele, normal, extragi punctele forte din trendul clasicist sau neoclasicist și le utilizezi în mod echilibrat estetic într-o compoziție interioară. Dar acum nu le-aș folosi niciodată la mine în casă. Mi se par un pic prea rigide pentru stilul meu personal, prea reci, așa, un pic prea protocolare. Prefer lucrurile care îți dau așa un sentiment de căldură, de confort, așa mai prietenos. Acum depinde, uite, chestia asta poți să o aplici întotdeauna într-un spațiu interior, dar, nu știu, dacă ai decora un birou de avocatură, nu cred că ai vrea să ai genul ăsta foarte prietenos, foarte confortabil, foarte cozy, pentru că acolo se transmite un alt mesaj, deci contează și tipul de spațiu pe care îl amenajezi. Deci acum nu putem să aruncăm laguna, adică să fim într-o postură în care să analizăm pe alb și pe negru. Ăsta e bun, ăsta e prost, ăsta îmi place, ăsta nu-mi place. Sunt lucruri interesante în fiecare trend. Acum, cred că ce trebuie să facă fiecare și ce e cel mai important, să treacă prin filtrul propriu. Și să vadă, mie îmi convine, îmi place, pentru că, în definitiv, trendul acela trece, tu rămâi în casa respectivă. Și dacă o faci pentru apartamentul tău, după aia te simți ca un musafir în fața unei statuete, care probabil ar fi stăpâna casei. Hai să vorbim puțin despre asta. Să ne imaginăm că sunt un proaspăt proprietar de apartament și vreau să-l amenajez pentru mine și familia mea. De unde să încep? Că mi-ai dat foarte multe informații și îmi dau seama că e foarte greu să iei dintr-un capăt. Da, asta este una din discuțiile pe care le-am cu oamenii la curs. Faptul că astăzi avem atât de multă informație este un lucru extraordinar,
de bun față de, nu știu, acum 20 de ani, când internetul nu era la îndemână și întotdeauna te raportai la cărți și căutai, găseai într-o carte, era ok, nu exista cartea respectivă, n-aveai de unde să știi. Dar în același timp este și un mare dezavantaj, pentru că te pierzi în informație și atunci sunt momente, și cursanții mei îmi confirmau chestia asta, intri pe internet să te lămurești. Și stai o oră, stai două ore, stai trei ore, îți faci un folder cu poze, cu informații și ieși după o noapte albă, poate, mai chiaun și mai zăpăcit decât erai înainte de a începe căutarea pe internet, gândindu-te, măi, îmi plac atât de multe lucruri, am umplut folderul ăla cu peste 100 de fotografii, elemente de inspirație, dar nu am găsit un fir coerent. Și atunci, cred că cel mai important este, prima oară, să nu te gândești doar exclusiv la partea asta de inspirație din exterior. Deci să îți iei surse, culori, forme, texturi, cam ce ți s-ar părea ție interesant, și să-ți faci o analiză a nevoilor tale, să te întorci către tine. Mai ales dacă vorbim despre apartament de locuit, deci un spațiu pentru tine, pentru familia ta, un spațiu propriu de locuit. Fiecare familie are niște particularități, are niște preferințe, avem joburi diferite, joburile acestea creează necesități diferite, cineva care are muncă doar de birou și nu aduce munca acasă, nu va avea nevoie de un spațiu de lucru. Mie îmi place să mai și pictez din când în când acasă, îmi place să mai și scriu, deci având activități diverse pe care le fac și acasă, trebuie să gândesc cum să acomodez funcțiile acestea de care eu am nevoie în spațiul meu de locuit. Și atunci cred că prima oară trebuie să te gândești de ce avem noi nevoie într-o casă, ce facem noi într-o casă, care sunt zonele noastre funcționale. Mai discutam și ăsta este un aspect destul de, să zic, fierbinte, așa, pus pe tapet. Dacă ai nevoie de o masă comună pentru familie sau nu. Pentru că foarte mulți din oamenii de astăzi nu prea mai au tendința să mănânce clasic la masă. Deși teoretic este ok, e frumos, se socializează, dar în funcție de cum lucrează ei, fiind intervale diferite de venit, plecat de acasă, partea asta de luat masă a devenit cumva mai mobilă, așa, mai flexibilă. Și discutam că sunt apartamente în care o zonă mare este dedicată mesei, ai o masă pentru 6 persoane care poate fi extinsă la 8 persoane, că poate vin prieteni în vizită, care n-a mai fost folosită deloc și atunci când au venit prietenii în vizită s-au îngrămădit care prin balcon, care prin bucătărie, care stăteau prin picioare, în funcție de unde voiau să, unde aveau nevoie, unde vorbeau cu cineva sau unde se simțeau mai bine, dar nu stăteau așa protocolar la masă. Și atunci gândește-te, ai nevoie realmente de lucrul respectiv, pentru că spațiul în interior este finit. Nu poți să pui absolut tot, decât, nu știu, dacă ai un conac, casa atât de mare încât să acomodezi toate necesitățile posibile. Și atunci te gândești la lucrurile esențiale. În același timp, trebuie să fii egoist, te gândești și la ce are nevoie soțul, soția ta, copiii, pentru că altfel, nu știu, te trezești dimineața în dormitor și calci pe jucării. Deci sunt mai multe lucruri pe care trebuie să le negociezi, dar trebuie să începi direct de la nevoi. Și în funcție de aceste nevoi, vei vedea că vei avea nevoie de niște forme. Ce sunt formele respective? Eu stau și citesc. Sunt o persoană care citește foarte mult. Citesc și ziua și seara. Ziua citesc pe unde apuc, unde îmi convine, unde îmi place lumina. Acolo probabil îmi voi pune ceva de stat confortabil. Seara am nevoie de o veioză, am nevoie de o sursă de lumină. Și pentru că stau mult într-o poziție, ar fi bine să-mi iau și ceva confortabil. Un fotoliu, o sofa, deci aici îmi adaptez preferințelor mele. Și preferințele mele le particularizez pe spațiul pe care l-am la dispoziție. Pentru că poate locuiesc într-un apartament foarte micuț și un fotoliu ocupă prea mult spațiu. Dar avem o sofa pentru întâlnirile sociale, când vin prietenii, care sunt ocazionale. O să citesc de pe sofa. Și atunci trebuie să cuplez veioza respectivă,
spațiu, de zona de iluminat cu sofaua respectivă. Și unesc două funcții, socializarea cu prietenii și cititul, într-o singură formă, sofaua respectivă. Și atunci îți vei da seama realmente de ce ai nevoie. Câte posesii ai? Trebuie să te gândești la ceea ce ai. O colecție mare de cărți, ai o colecție mare de haine, spațiu de depozitare. În funcție de asta adaptezi. Și nu pui fix, mai adaugi vreo 30% la spațiu de depozitare, pentru că avem tendința să subestimăm. Deci te gândi, ajunge, și după aia te gândești, ar trebui să fac un pic mai mare. Nu era chiar cum am gândit inițial. Și cred că asta este lucru cel mai important, pentru că asta îți va da o direcție, o structură. Vei ști ce forme ai nevoie. Și după aceea vine partea asta de a găsi în formele respective ce te atrage pe tine, efectiv. Ce culori îți plac, ce forme îți plac. Și aici cred că e bine dacă nu ești singur, e mai ușor să analizezi când ești unicul locuitor al spațiului respectiv, dar asta se întâmplă rar, ar fi bine să vorbești cu familia, deci să nu fii așa taciturn, să zici că mă descurc eu, asta e sarcina mea, mă ocup de ea și după aceea o să vezi niște boturi mari, aoleo, nu te puteai să te gândești mai bine, sau e bine să fie o problemă de familie, pusă deschis pe tapet, ca fiecare să aibă o opinie și să poată să-ți modeleze cum apare spațiul în final. Și cred că cam asta ar trebui să fie lucrurile prioritare. Nu să te arunci să cumperi. Am văzut veioza aia care îmi place, am văzut. Deci, mărunțișurile. Lumea are tendința să vadă spațiul ca pe un gol pe care trebuie să-l umple. Nu trebuie să faci chestia asta. Trebuie să te gândești întâi ce am eu efectiv nevoie, cu ce ar trebui să-l umplu și la lucrurile mari. Și după aceea vin și lucrurile mai mărunte, pentru că astea sunt și ușor de schimbat, sunt cele mai flexibile și cred că sunt și lucrurile care îți afectează cel mai puțin bugetul. Pentru că e mai ușor să-ți schimbi, nu știu, un scaun, o veioză, decât să te apuci să schimbi patul, dulapul, care deja sunt sume mai mari și te gândești de două ori, ok? Nu e cum voiam eu să fie inițial, mă gândeam că o să fie diferit. Ce fac? Cam greu să-l dai înapoi după o perioadă, că probabil nu vei simți imediat, ci după o perioadă de utilizare, îmi iau altul și pe ăsta l-arunc? Totuși a fost 1000 de euro. Facem din nou investiția asta? Adică deja intervine calculul logic. Pentru că nu am întâlnit până acum nici un client care să spună am un buget nelimitat, fă ce vrei. Toată lumea are un buget limitat și cred că scopul tău este să-l ajuți pe om ca din acel buget să obțină maximum posibil. Și aici cred că este o zonă unde de fapt trebuie lucrat pe piață, că foarte multă lume are impresia că în momentul în care își ia un specialist, ăla de fapt îi va crește foarte mult costurile. Va fi o chestie care va transforma tot proiectul într-un proiect foarte scump. Ori din potrivă, scopul tău este să plătești pe cineva care să-ți eficientizeze costurile, să nu-ți vândă cea mai scumpă oglindă de pe piață sau, nu știu, să se uite onest la tine. Să zic, ok, tu ai banii ăștia, vrei să-ți termin casa în banii ăștia. În primul rând trebuie să cionezi dacă e fezabil sau nu, pentru că sunt și multe proiecte și aici vorbeam și cu oameni care lucrau pe cont propriu, că ei au avut un buget, au început, nu s-au gândit la început, din etapa inițială, cam cât pot să fac în banii ăștia și lucrurile cumva s-au terminat pe la jumătate. Și atunci e nasol că rămâi cu casa într-un etern șantier. Am terminat cât de cât o cameră, cealaltă e pe jumătate, la un moment dat mai strângem așa, o să terminăm și pe cealaltă. Și locuiești așa, pe jumătate, de fapt. Da. Bugetele îmi dau seama că sunt, cred că avem nevoie de discuții aparte despre asta, despre cum îți stabilești un buget pentru o renovare sau pentru amenajarea spațiului interior. Deocamdată să ne oprim aici. Raluca, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Sper că și cei care ne-au ascultat au avut informații de la de aici. Eu deja mi-am notat câteva lucruri de schimbat prin casă.
Vă mulțumim că ne-ați urmărit și acum în final o să reamintesc cursurile pe care le susține Raluca la Fundația Calea Victoriei și anume Marca Podopere ale Arhitecturii în perioada 20-24 iulie și Introducere în Design Interior în perioada 17-21 august. Ambele cursuri online vă așteptăm cu mare drag alături de noi. La revedere! La revedere!